Un cec în valoare de peste 40.000 de lei a ajuns ieri în posesia conducerii Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Mare. Suma a fost donată de unul dintre cele mai mari hipermarketuri din România, care a desfășurat și anul acesta campania Luna Inimilor Deschise. Ea s-a desfășurat între 3 mai și 31 iulie, interval în care clienții agentului economic au putut dona la casa de marcat fie bonul valoric de reducere primit, fie o sumă de bani, oricât de mică, pentru care au primit bon fiscal și care s-a adăugat o sumei fixe donată de comerciant. În cadrul campaniei, fiecare hipermarket și-a ales o cauză legată de copii și sănătatea acestora și au identificat, împreună cu Asociația sau Spitalul Colaborator, o nevoie concretă, stabilind ca obiectiv rezolvarea acesteia. Banii strânși anul acesta au fost oferiți Spitalului Județean pentru achiziționarea unui analizator de gaze sangvine și oximetrie pentru secția pediatrie. Unitatea sanitară băimăreană va suporta diferența necesară de aproximativ 2000 de euro. Conducerea Spitalului Județean Baia Man a precizat ieri că pentru cea mai harnică dintre casierele hipermarketului din Baia Mare, cea care s-a situat pe primul loc în cadrul concursului intern organizat pentru stimularea atragerii de donații din partea clienților, unitatea medicală va oferi un set gratuit de analize.